Dacă în discuție este cum să facem să scoatem specia umană din impasul în care se află în clipa de față și din impasul în care a trăit de când s-a născut, ca născător de război, de ură, de invidie, în paralel cu toate splendorile lumii, avem de a face cu un produs extrem de ambigu. O specie care ajunge să taie capetele copiilor, să pună lângă trup, o specie care poate spune pe foc, să ardă în cazane, să facă tot ce a făcut ideologiile, ce au făcut ideologiile lumii, nu e o specie care să ne mândrim și nici nu ne putem resemna că o putem lăsa așa. Există vreo șansă de a o împinge către un grad al civilizației care să ne facă să nu ne fie rușine de noi? Ei bine, această specie a avut și darul de a-și crea modele ideale pe care dacă le-ar putea urmări, ar reuși să iasă din această matcă a împletirii urâtului și frumosului, a binelui și răului. Iar locul de unde trebuie început și care e cel mai important e cel al cărămizii, al calității cărămizii care alcătuiește acest edificiu. Și acum ajungem la problema teribilă a responsabilității maturilor din specia noastră față de progeniturile lor, care trebuie în așa fel formate încât să facă cu putință conviețuirea cu semenii lor. Relațiile acestea sunt reglate, cum vă spuneam, în viețuitoarele care ne preced. La noi, în cazul specii umane, lucrurile cer neapărat să rezolvăm problema pregătirii copilului pentru o societate cu adevărat civilizată, care nu mai e capabil de crimă, care nu mai e capabil de cruzime, care nu mai e capabil de minciună planetară, în care cei care guvernează nu mai sunt mincinoși profesioniști și așa mai departe. Cum se ajunge la asta? În fiecare zi se revarsă peste omenire, din sânul ei, o cantitate enormă de viitori membri ai speciei care vor da naștere grozăviilor viitoare, pentru că raportul lor cu părinții este catastrofal. Și acum se ajunge la problema care cred că în momentul de față e de departe cea mai importantă în domeniul pedagogiei, al psihoterapiei, al psihologiei și a tuturor științelor educației. Cum e cu putință să dai voie oamenilor să se înmulțească, altfel spus, să-și asume calitatea de părinte, fără nicio pregătire prealabilă? Fără nicio pregătire prealabilă. Analogia care s-a făcut, căci problema asta nu m-am apucat eu primul să-mi treacă prin minte că ceva nu e în regulă. Analogia care se face este între permisul de conducere, pe care trebuie să-l ai dacă vrei să conduci o mașină, căci dacă nu, omori într-o veselie enormă pe șosele oameni nevinovați. La fel, cum e cu putință să imaginăm ceea ce americanii, mă rog, spațiul anglosaxon, a numit parental licensing, și care înseamnă pur și simplu licența parentală sau certificat de creșterea copiilor. Problema asta are o oarecare istorie, un istoric. Deja în anii 70, nu sunt un specialist în zonă, ori mă puteți ajuta, eu atunci am surprins povestea asta și mă interesează pentru tema mea, în mediile pedagogilor și filozofilor americani a început această discuție dacă e cu putință să pretinzi sau să condiționezi nașterea unui copil de o licență de creștere. Pentru că dacă vei greși cu copilul pe care urmează să-l oferi pe tavă societății, nu vei reuși niciodată să obții o formă plauzibilă civilizat a societății. Ei bine,
în anii 70 există deja statistici în America, 500.000, 1977, 500.000 din copiii care se nășteau erau abuzați fizic. Asta înseamnă bătuți, bătaie ruptă din rai, chestiile astea. Asta înseamnă abuzat fizic. De părinții lor, evident. Multe milioane, multe, neinventariabile, erau abuzați psihic. Adică neiubiți, nerespectați, nesădindu-se încrederea în ei. Aceștia erau viitorii, viitoarea generație. Și cu fiecare generație se pune problema ce calitate de produse umane pune pe piață mai departe. Deci vă spuneam că s-a pus permisul de creștere a copiilor, de educare, în analogie cu permisul de conducere. Dar nu numai cu permisul de conducere. Orice meserie pe lumea asta nu poate fi făcută decât cu o licență, decât cu un permis de a practica medicina, avocatura și toate meseriile lumii, profesoratul, luați toate meseriile din lume. Niciuna dintre aceste profesiuni nu se face în absența unei diplome care atestă competența. Ei bine, cum se poate ajunge la competența părinților? Asta e întrebarea care a apărut, cum vă spuneam, în marginea permisului de creștere, care de fapt e unul de naștere în vederea creșterii. Cum e cu putință treaba asta în cazul părinților? Pentru că obiecția care apare în primul rând este dreptul de a avea copii al fiecăruia. Și eu aș cere din răsputeri, dacă aș avea putere de a influența guvernanța unei țări sau aș avea acces la butoane, aș face un lucru foarte simplu. Problema acestei cărți este ce să nu facă părinții. Ce să nu facă, nu ce să facă. Cărțile de parenting îți dau rețete. Și rețetele, după cum spune și doamna Scoruș în carte, n-au valoare, rețetele universale. În schimb, au valoare cursurile de pregătire. Cât durează o școală de șofaj? 2 luni? 3 luni? Ce se întâmplă cu oamenii aia care se duc acolo? Li se spune, există o carte în care li se spune ce au voie să facă și ce n-au voie să facă. În cazul, e vorba de un curs de 2-3 luni. Propun suscitare un curs de 2-3 luni în care cei care urmează să crească copii să facă acest curs de 2-3 luni în care aud pentru prima oară sistematic ce nu au voie să facă ca părinți. Nu, examenul nu trebuie să-l dea decât pentru a atesta că au trecut prin această școală, nu că li s-a interzis, ci că au avut mintea capabilă de a înțelege care sunt exigențele pentru minima lor competență de creștere a copiilor. Și eu aș întreba-o pe doamna Scoruș, că e evident profesionista, nu eu, dar citindu-i cartea, am știut să descoper ce anume le-aș spune eu părinților dacă m-ar pune să le vorbesc despre ce să nu facă. Pentru că la rândul meu trăiesc din propria experiență dramele pe care le-am avut cu fiul meu, cu nepoata mea, cu nepoții mei și așa mai departe. Cum fiecare avem în familie o dramă de acest gen. Pentru că vedem la părinților și la noi înșine, ne recapitulăm greșelile și dacă cineva ne-ar fi spus ce să nu facem, calitatea speciei umane ar fost mai bună azi. Iată ce nu trebuie să facă. În primul rând să nu-și rezolve frustrările vieților, tema e pe larg tratată, în carte, pe pielea copilului. Eu sunt un medic bun, dar fiul meu o să fac din el. Păi nu faci din el ce vrei tu, ci lași să facă el ce va fi.
fi să facă când va avea mintea formată pentru a alege în libertatea eu-ului lui. Nu-i bagi cu forța pe gât soluțiile pe care le-ai visat tu pentru tine și nu le-ai realizat. Deci ăsta e primul lucru. N-ai voie să-i stabilești tu că va deveni aviator, medic, arhitect sau mai știu eu ce visezi tu. Să nu-i blocheze drumul spre maturizare, cocoloșindu-l toată viața. Am avut o verișoară care își adora atât de mult copilul, încât nu i-a dat voie la nicio vârstă să facă un gest fără avizul ei. A ieșit un monstru, un etern copil mic, aruncat în lume și trebuind să rezolve lucruri pe care nu le știa să le rezolve. Caracterul lui a devenit un infern. Să nu-i sufoce deci prin iubire. Orice lucru în exces pe lume, oricât de bun ar fi, devine negativ. Iubirea poate sufoca dacă nu este trăită inteligent. Eu pot să mă îndrăgostesc la nebunie de o ființă din jurul meu, de o femeie, de un bărbat, de mine, de altul, dar dacă îl sufocă, dacă ia aerul, dacă nu mai are niciun dram de libertate pentru că iubirea celuilalt îl copleșește, atunci e dramă. La copii se petrece această dramă în mod curent. Pentru că ni se pare că fiecare lucru pe care îl facem pentru ei, din iubire pentru ei, e bun. De la un moment dat încolo e prost. Și asta se vede când camerele copiilor devin camere de jucării. Nepoata mea a devenit la 6 ani imună la orice cadou. Imună. La 2-3 zile primește un cadou. Ce le-aș spune acestor părinți la cursul cu pricina? Pentru nimic în lume să nu se certe părinții în fața lor. Pentru nimic în lume. E cel mai cumplit lucru care se poate petrece. Un copil care crește în scandaluri este nenorocit pe restul vieții. Trauma lui va fi eternă. Iarăși, e preferabil să se despartă de 1000 de ori părinții decât să-l țină în această atmosferă toxică. Să nu-l folosească în prelungire ca armă împotriva celuilalt după divorț. Nu se poate să nu fi trăit mulți dintre dumneavoastră tot felul din lucrurile astea. Să zbârfești mama ca tată în fața copilului, să zbârfești tatăl ca mamă în fața copilului. Vă dați seama în ce confuzie afectivă crește el? Și lucrul care mi-a plăcut cel mai mult în carte e că am aflat că există un termen, oare Winnicott l-a inventat? Frustrarea optimă? Deci un pedagog, un psiholog, un psihanalist, care a inventat termenul de frustrare optimă. Medic pediatru, iată. Frustrarea optimă pleacă de la cele două principii inventate de Freud în explicarea vieții noastre, că viața noastră se conduce după principiul plăcerii, orice plăcere odată descoperită se vrea repetată, și principiul realității care îți cere frâne, cenzuri, pentru că dacă faci numai ceea ce îți place, se duce naibii toată lumea, toată omenirea. Frustrarea optimă presupune o amânare optimă a unei plăceri. Nepoata mea care a venit azi la târși, care are 6 ani, vă spuneam, m-a nebunit că vrea șerpi. E îndrăgostită de șerpi. Și mă bate la cap, pe mine, pe taică-su, pe maică-sa, să-i se ia șarpe. Dacă iau șarpe, pierd bătălia. Nu tot ce dorește un copil trebuie făcut. Trebuie și îi spui, ai să-ți iei șarpe când ai să fii mai mare, dar acum nu primești șarpe. Și atunci, leitmotivul în ultima vreme este când am să fac 20 de ani, nu știu de ce 20, nu 18, o să-mi iau o cobră de companie.
Excelent. La 20 de ani am păstrit toți șerpii din lume. Dar nu acum. Am terminat. De ce, întrebarea este, să se ajungă la cabinetul dumneavoastră la terapie după ce ai făcut copilul, să vină părinții nefericiți că și-au pocit deja copilul, să vă întrebe cum să-l facă la loc. Când ar putea faptul ăsta să fie făcut nu după ce copilul s-a născut, ci înainte. Când părinții vor putea fi minimal antrenați pentru acest gest suprem. Punerea pe lume a partenerilor noștri de viață într-o societate. Pentru că aia care sunt mitocani, hoți, mizerabili și mai departe, au avut cândva niște părinți care sunt răspunzători pentru treaba asta. Mulțumesc!